Un șofer arogant cu o mașină scumpă a făcut legea pentru 10 de minute într-o parcare din Galați și a lăsat autoturismul pe avarii, blocând mașina unei persoane cu handicap și a plecat să-și rezolve niște probleme. În acest timp, mai mulți șoferi nu au putut să plece din parcare, așa că au sunat la 112. Misiunea polițiștilor a fost însă mai complicată decât se așteptau. Bărbatul de 39 de ani încearcă să închidă ușa mașinii, dar lovește polițistul care stă de vorbă cu el. Refuză să se legitimeze, motivând că are actele în Italia și continuă să tragă portiera spre el. Vedeți cum m-a lovit. Șoferul e supărat că polițiștii îl trag la răspundere. A blocat 40 de minute mașina parcată regulamentar de o persoană cu handicap, dar acum nu vrea să răspundă pentru fapta lui. Și alți șoferi au avut de suferit din cauza lui. Eu stau de 40 de minute, nu plătește nimeni când târzi la muncă. Pe avarii se stă numai când e vorba de 2 minute, nu de 40 de minute. Dar nu trebuia să blocați accesul, eu nu blochez pe nimeni dacă știu că stau mai mult. În apărarea șoferului sare un alt cetățean. Șoferul nu a scăpat nepedepsit. Nu a fost de acord să prezinte actele de identitate. L-am verificat prin baza de date. A fost sancționat cu 520 de lei și 3 puncte penalizare. Pentru că a parcat într-un loc nepermis. O amendă destul de mare, dar meritată, având în vedere timpul pierdut al celorlalți șoferi.